Administratorul asociației numărul 22 s-a trezit miercuri dimineața că oamenii legii bat la ușă cu un mandat de percheziție în mână. Polițiștii de la investigații criminale erau în căutarea documentelor financiar-contabile ale asociației, pe care le-au solicitat în nenumărate rânduri, dar nu le-au primit. Întrucât nu reușisem să intrăm în posesia documentelor de evidență contabilă, am solicitat parchetului de pe lângă judecătoria Turnul Severin o autorizație de percheziție pe care instanța competentă a emis-o și în dimineața zilei de 5 am mers la sediul asociației de locatari, unde am procedat la efectuarea percheziției domiciliare. Vreau să vă spun că, din păcate, nu am găsit la sediul acestei asociații niciun document de evidență contabilă. Din cauza lipsei documentelor contabile, situația la asociația numărul 22 pare să se complice și mai mult. Deși oamenii au ales o altă persoană să ocupe funcția de administrator, aceasta nu poate să preia conducerea acestei asociații tocmai din cauza acestui impediment. Încercăm să înființăm o nouă asociație. Este singura variantă, asta însemnând să strâng toate documentele, de asta s-a și întârziat atât, că și oamenii, sigur, sunt disperați, nu mai știu ce să facă, să obținem o hotărâre judecătorească ca după aceea să ne înregistrăm peste tot la finanțe, la ITM, să fim legal. Fostul administrator al asociației numărul 22 nu a fost degăsit pentru a oferi un punct de vedere cu privire la situația dată. Asta, deși a fost căutată atât la sediul asociației cât și acasă. Acțiunea oamenilor legii a fost salutată și de reprezentantul guvernului în teritoriu, cel care a solicitat de nenumărate ori sprijinul polițiștilor pentru a face lumină în problemele pe care oamenii i le-au adus la cunoștință. După cum se vede foarte clar, chiar voi ajunge la măsuri mult mai exigente, cum se și vede la Asociația 22, acolo unde am avut această percheziție imobiliară la administratorul Asociației 22, și în continuare fac un apel către ei să fie cât mai transparenți și să afișeze la fiecare scară de bloc cuantumul fiecărui cetățean ce are de plată la toate utilitățile. Până în momentul de față, câteva zeci de asociații de proprietari din Drobeta Turnul Severin au fost verificate de oamenii legii. În majoritatea cazurilor, oamenii legii au început cercetarea penală a administratorilor. La Drobeta Turnul Severin, mai multe intersecții sunt adevărate capcane pentru pietoni, din ce cauză aflați mai târziu în jurnal.